Cu 2 ani, procurorul Negulescu aproape că a băgat în faliment o companie multinațională, a declarat avocatul Gheorghe Pipera. Este vorba despre celebrul dosar Lukoil, în care procurorul a evaluat un prejudiciu de 230 de milioane de euro și a acuzat conducerea companiei de evaziune fiscală și spălare de bani. Ulterior însă, instanța de fond a constatat că rechizitoriul nu a fost corect întocmit, iar în ianuarie 2016 dosarul s-a întors la parchetul de lângă Curtea de Apel Ploiești. În momentul de față se întâmplă două fenomene. Foarte multe dosare beton, între ghilimele, ale acestui portocală, sunt făcute zob. Trebuie să vă atrag atenția că este extrem de important și pentru mediul de afaceri. În urmă cu aproape 2 ani de zile, acest portocală a creat pericolul ca Lukoil, care înseamnă o societate cu 3500 de angajați și care înseamnă o grămadă de alți stakeholders, să intre în faliment pentru simplu motiv, pentru că a pus sechestrul pe toate bunurile. Lucru care s-a dovedit în instanță că este completamente ilegal. Al doilea fenomen este că oamenii văd la televizor că se pot trunchea, se pot face falsuri în materie de probe.